Adi Popa este și el lângă minge, probabil îi dă câteva sfaturi lui Vâlceanu. Mut va lipsi și el de la gaz metan în etapa viitoare, în meciul cu Corona Brașov de pe teren propriu. Vâlceanu șutează, Vâlceanu! Gol! Vâlceanu, deja o certitudine în Ghencea, felicitat de toți colegii săi, execuție fabuloasă a unui puști care încă nu a împlinit 17 ani și deja fanii din Ghencea visează la un nou mare talent produs din propria academie. Superb golul marcat de Robert Vâlceanu. Iată, debut cu gol în Liga 1. Nu mulți reușesc acest lucru. Și ce gol! Da, dar aminte un jucător foarte, foarte tineri. Remarcabil ce a reușit Robert.